Am să arăt harta României, România adevărată, adică mi-a spus Dacia că România e un nume care a fost pus de Vatican. Dar în fine, mi-a plăcut hărțile astea pe care nimeni nu mai interesează, deși asta este adevărul istoric, harta nu minte. Noi avem graniță cu Polonia și cu Rusia. Iată. În fine, ce fain ar fi să vină un Vlad Țepeș, deși nici măcar nu știm dacă a fost adevărat sau nu, dar în fine, e faină istoria lui Vlad Țepeș, nu? Se tragă pe toți în țapă, pe toți care fac lucrurile aiurea, știi, împotriva oamenii. Oricum, ce mare îi România, Dacia. Și având în vedere că dacă mergem și pe faptul istoria dinainte, deci istoria dinainte a lumii noastre cunoscute, când vezi hărțile alea mai vechi și vezi că de fapt dacii s-au întins până în China și până în Anglia și până în Norvegia și până nu știu pe unde, atunci normal spui tu, păi asta însemna că noi de fapt, fiind urmașii direcți ai dacilor, ar trebui să fim stăpânii a jumătatei în lume. Ce fain. Oricum, cam atât.